Bine v-am regăsit, prietenii nevăzuți, dar știuți, sunt Maria Gheorghiu și astăzi am extraordinara bucurie de a-l avea invitat alături de mine pe Nicu Covaci. O legendă, știu că sună puțin șablonistică așa, o legendă a rockului românesc, o legendă a muzicii românești, dar asta ești, Nicu. Legendele-s moarte și îngropate, eu sunt aici. Ești viu și Phoenix, de fapt, asta înseamnă. O renaștere, o continuă renaștere. Sigur. Poate că și numele ăsta, voi atunci când ați spus numele de Phoenix, v-ați gândit care va fi destinul trupei și că el se va plia exact pe nume. Tocmai de aceea, că noi de fapt ne numeam Sfinții. Noi am început în 62, dar ne numeam Sfinții și la un moment dat ne-au interzis. Și atunci ne-am gândit ce să facem, să rămânem aceia, să-i păcălim, să nu schimbăm nimic, ca să renaștem Phoenix. Și la Phoenix n-am mai zis nimica. Da. Eram băieți din Timișoara. Nici nu vine să cred. Sfinții. Dacă stau să mă uit în urmă, voi ați început să cântați când eu abia nici nu făcusem ochi. Sunt 56 de ani de Phoenix. Ori eu acum am făcut 55 de viață. Mulțumesc. Da, 56 de ani de Phoenix. Da, și 42 de libertate de când ați ales să fiți liberi? 41. Păi în 77 am scos toată formația vara. Da. O parte din prietenii noștri știu care a fost parcursul trupei Phoenix cu tot ce s-a întâmplat atunci în anii aceia de dinainte de 89, dar există încă și foarte tineri care acum fac cunoștință cu legenda Phoenix. Deci, ei trebuie să înțeleagă că pe acea vreme noi le băgam un băț în roate și am vrut să mă aresteze, să fac pușcărie în 86. Am scăpat de poliție, am plecat din țară, dar m-am întors după jumătate de an și am scos toată formația Phoenix afară peste 6 granițe cu băieții închiși în boxele de marșal. Deci suntem, cred că, singura formație de pe planetă care și-a riscat viața să ajungă în libertate să cânte. Ca să cânte. Da, și cred că și cea mai longevivă. Rolling Stones mai... Da, bine, mai sunt, nu îi știm noi pe toți, dar... Mă bucur că, uite, rezistă ideea și merge mai departe. De fapt, asta înseamnă Phoenix. Sigur, un concept. Phoenix e blestemat să renască și renaște. Și uite, în jurul meu numai tineri. Toboșarul a împlinit acum 18 ani. La 15 ani. Da. Și este și genial, este cel mai bun. Mai există un chitarist foarte bun, Cerbu, parcă, nu? Andrei Cerbu, vai de mine. La 12 l-am avut invitat pe Andrei Cerbu, când era încă în festivaluri de cântă muzică folk. Dumnezeu. Așa se e. Se face pele de gâscă dacă l-asculți. Cum așa este. Așa o stare, el are stare. Are, asta este important. Asta este, de fapt, cei care s-au perindat prin Phoenix, chiar asta trebuiau să aibă. Să aibă bucuria de a cânta, nu a fi un mercenar într-o trupă care să câștige bani. Exact, că am avut și din ăștia care zâmbeau tot timpul și se uitau cât sunt în sală și se gândeau cu câți bani duc acasă. Ce e aia? Pe atunci nu înveți textele, atunci nu înveți... N-ai trăirile, sigur. Care, pentru că Phoenix înseamnă în primul rând trăire. Trăire. Dacă ai o stare emoțională și vrei să o dai mai departe, uite, nemții au o vorbă formidabilă. Geteilte Freude ist doppelte Freude. O bucurie împărtășită, o bucurie dublă. Păi asta și trebuie să faci dacă ai primit de la Dumnezeu exact, un talent. Exact, ai datoria să dai mai departe. Da. Să-l și mulțești eu asta talent. Le spun la băieții, oameni buni, dacă dați tot ce puteți, noi suntem 5, în sală 10.000, îi faci pe toți să plângă sau să se bucure, să sară pe masă, să danseze. Dar dă tot ce poți, dă din tine totul. Că altfel nu e artă. Arta este doar cea care îți produce o stare emoțională. Altfel e mâzgăleală sau zgomot. Absolut. Că sunt și din ăștia care fac zgomote, bâș, portă în cușii, pleci de la concert fără nimic în urechi, nu avuie. De la noi când pleci cu o melodie în urechi, cu un refren. Așa e. Nu? Și melodiile românești care sunt așa de frumoase, pentru că în primul și în primul rând Phoenix înseamnă reinterpretarea rădăcinii românești, a muzicii arhaice și ne întoarcem de fapt la proiectul de anul ăsta, la arhaic. Aici am pornit un scandal gigantic, fii atentă. Că într-adevăr, în 70, când Ceaușescu a impus toată muzica românească să se bazeze pe folclor, el știind că bine o-i mândră pe tractor, cu Ceaușescu conducător, e folclor. Dar avea dreptate. Și dar noi, toată țara a fost... Înțelegi? A rămas așa. La mare nu s-a cântat, nu știu ce să cânte. Noi cântam bluzuri, cântam de toate.
Și aveam compoziții, dar toate erau încolo. Ori, băgându-ne în arhiva Electrecordului, descoper niște registrări de datini și ritualuri precreștine de pe vremea, înregistrări de pe vremea când nu exista magnetofon pe cilindru de ceară al Edison. Da. Niște înregistrări. M-am încuiat în casă cu Yoshi Kappel. Aveam, uite, și acum mi se face pile de găscă. Plângeam, ne curgeau lacrimi, părul stătea așa. Și după câteva luni de zile zic, mă, hai să prelucrăm, hai să intrăm în atmosfera. Și am încercat și ne-a ieșit primul disc, cei ce ne-au dat numele. Da, excepțional. Care, da. Care astăzi mi se pare copilăros și, și naiv. Mai copt a fost pe urmă Muguri de Fluier. Da. Și în Cantafabule ne-am dat drumul. Însă, ultimii zeci de ani, stau și mă gândesc, zic, mai, de ce atâta asemănare cu muzica celtică? De unde până unde? Mi se pare normal că avem rădăcini. M-am băgat în istorie. Hai da, să văd. Da. Și, într-adevăr, celții au venit cu 300 de ani înainte de Hristos, prin Balcan Sus, au trecut Dunărea, le-a plăcut la daci, da, s-au așezat, da. Treceam împreună cu ei, treceam Dunărea și fugăream pe romani. Ei, după vreo 400 de ani s-au săturat daci, 101, 102, 105, 106, da. L-au trimis pe catalanul Traian, ne-a tras o mamă de pe Traian și celții au tăiat-o. Dar au lăsat urme în țara noastră. Da. Întrebarea mea este, ei ne-au influențat pe noi sau noi pe ei? Pentru că, fii atentă, în Maramureș se dansează exact cum dansează și Riverdance. Absolut. Vioara de acolo este vioara, exact, vioara celtică. Cântă, da. Intervale mari, terțe, quarte, quinte, două coșuri, zanga, 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 zanga. Vine un vecin de-a meu din Spania, un englez, un dirijor de orchestră, și îmi dă un disc cu o melodie cântată de cineva din Dublin, identică cu o melodie cântată de niște frați din Năsăud. Da, da. Dar ăștia nu se cunosc, nu se știu. Și atunci eu am spus, deci celții au trecut ca popor migrator, au trecut pe la noi, au învățat și folclor și s-au dus mai departe. Dar chiar și în zona Franței, în zona de vest a Franței și acolo. În zona... sudul Franței, în nordul Spaniei, Scoția și în Irlanda s-au blocat. Da, da. Deci eu presupun, eu afirm că au învățat de la noi. Pentru că și rezolvările armonice și ritmic, toată baza este aici. Asta a fost motivul pentru care ți-ai dorit să faci un festival celtic în România. Vreau să fac un festival celtic serios. Ideea mea mi-a furat-o un bun prieten, Peter Hurley, un irlandez, care s-a dus la Săpânța și a descoperit crucile alea celtice și a rămas acolo. Tu îți dai seama, a avut cea mai mare agenție de advertising din București. Și după ce am avut discuții, a abandonat agenția, a plecat pe jos, s-a dus până la Săpânța, din sat în sat. Iar acolo s-a împrietenit cu aia și a rămas acolo. Și el organizează anual o întâlnire, așa, nu-i mare festival. Dar vin irlandezi și cântă și învață românește, învață să cânte românește, dorm la țărani acolo în sat și se identifică cu zona aceea. Așa e. De altfel, irlandezii sunt cunoscuți pentru faptul că vor să-și promoveze muzica în mai toată Europa. Există un festival celtic și la Viena. Există, și peste tot. Da. Numai la noi nu există un festival serios. Pe care trebuie să reușești să-l faci. Dar cineva trebuie să mă sprijine, că eu singur... Poate că cineva o să audă. Ah, dar fi bine. Da. Atenție mare. Dar aș vrea ca celții să spună... Ce festival avem noi în România. Avem venișori îndepărtați încă în Maramureș. Adică ei să fie convinși că au niște rude la noi, că au lăsat ceva. Da, sunt multe lucruri care încă sunt neexploatate la noi și dă voie să-ți mulțumesc, Nicu, pentru tot ceea ce faci, pentru promovarea valorilor autentice ale României. Nu trebuie prin să mulțumesc, muzică. Este datoria mea, a noastră. Da. Așa este. Și întorcându-ne puțin la muzica de dinainte, ea se bazează în primul și pe ritm și pe muzică tot, dar și pe text, pe mesaj. Cum ați reușit să strecurați adevăratul mesaj înainte de 89? Să scăpați de limbajul lozincard. Dragul meu, e prea devreme, e încă dimineață pentru mine. În primul rând, eu când compun prima dată, am o stare.
iau gitara, apare o piesă. Pe urmă, când și număr silabele, accenții, le scriu numărul de silabe și accenții și dau la cineva să facă textul. Textul trebuie să reprezinte exact starea pe care am avut-o. Pentru că uite ce se întâmplă. Multe texte spun una și piesa spune altceva. Uite de ce, de exemplu, nu s-au impus francezii pe Piața Mare. Pentru că pe boron, 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 povestesc, nu știu ce, și muzică de desubt, un acompaniament din ăsta așa. Deci, eu nu, eu pot să transmit și asta, dacă și cineva sunt mândru e... Și fără cuvinte, trebuie deja să transmiți starea. Dar uite-te la Zamfir, lângă mine, da, cântăm și nu spunem cuvânt, face niște melodioare și lumea se uită așa lecuri la lacrimile. Înțelegi? Deci tu trebuie starea să poți transmite deja construcția emoțională să fie gata făcută. Pe care atunci și textierul este mai ușor să-ți găsească. Dacă este unul veritabil și nu este unul de conjunctură. Avut, da. Am avut textieri foarte bun, recunosc. De la da. Victor Cârcu și Paul Șubăgău până la Șerban Foarță. Da. Nu? Deci care au scris niște texte foarte frumoase. Care exact se leagă de construcția emoțională a piesei. Și atunci ești credibil. Adică nu, da, piesa spune ceva și textul spune cu totul altceva. Cum am pățit-o acum, am avut o surpriză, mi-a trimis cineva pe mail, doi actori români, nu știu pentru că eu sunt plecat din țară de 40 de ani, doi actori români, pe Mica Țiganeadă, piesa mea, s-au apucat să facă alt text, cu totul alt text, în care politic, critică într-un fel și dau cu pumnul și vai de mine. O să se spargă în capul meu toate, presupun. Ai încercat să iei legătura cu ei? Am să încerc să-i caut, sigur. Că nici nu m-au întrebat. Mai, păi Nicu, asta am voie sau nu am voie. Ok. Mă rog, dar dacă i-au simțit că și eu sunt protestatar, că și eu am ceva împotriva de spus, dar chiar Mica Țiganeadă, care e o chestie așa, care nu-i protestatară, e mai mult romantică. Dar au găsit ei piesa aia și au un text atât de... hrăpăreți de... Nu pot să-ți spun. Mă rog. Da, o să caut și eu registrarea. Sunt foarte curioasă. Sunt doi actori cunoscuți, mi s-a spus mie. Da, eu nu știu. Am să-i caut și eu. Am înțeles. Am înțeles. Da, foarte multă lume îți cântă cântecele. Cântecele Phoenix, pentru că la ora actuală, dacă mergi pe stradă sau dacă aveți undeva un spectacol, absolut tot publicul cântă silabă cu silabă, chiar și cu intonații, ceea ce cântați voi în Marea mea Phoenix. Surpriză, cea mai mare surpriză a avut când am avut un nod în gât, la primul concert din țară, afară, în parc, la Palatul Copiilor, erau vreo 15.000 de oameni, și mă uit acolo, de la 7 la 70 de ani, cântau silabă cu silabă toate piesele. Da. După ce noi am lipsit din țară... Da, au fost foarte mulți muzicieni tineri care s-au format învățând piesele Phoenix. S-au format ca muzicieni. Surpriză și mai mare am avut recent. am compus o piesă și mi-a venit și text și muzică dintr-o dată. Am răbuflit așa, într-o după masă acasă. Și astăzi a ajuns mare șlagăr, toată lumea îl cântă. Ieri pe stradă, unul cu o pălărie în față, stătea și îmi cânta o piesă de-a mea. Zic, Doamne, unde am ajuns? În Umbra Marelui Urs. Da, și aici am vrut să ne oprim asupra acestui aspect, În Umbra Marelui Urs. Un album care a apărut la interval de 2 ani cu un titlu diferit. Au fost unii care au văzut scris urs, a fost Umbra Marelui Urs, dar a fost și În Umbra Marelui URSS. Așa se scrie, așa se scrie corect, e URSS. URSS. Cine scrie cu un singur S, n-a înțeles nimic. Înseamnă cum s-a întâmplat totuși de a scăpat de la tipografie În Umbra Marelui Urs? N-am înțeles. Scris așa. De la ce tipografie am scăpat? Păi a apărut albumul așa. Niște cretini, cine a scris cu un singur S, e un prost. Da. Mai de mine, pe dată este foarte clar. Clar, URSS. Păi da, nu? Da. Doamne. Bine, există în internet multe texte scrise greșit, recomandate de unii la alții, greșit, cu texte false, cu melodii. Mă rog, fiecare e liber să facă ce vrea. Libertatea de astăzi dă voie oricui să se afirme și să se confirme. Oricum.
oricum. Bun, hai să ne întoarcem la ce se întâmplă în 2018. Nu este ușor să organizezi turnee cu Phoenix. Draga mea, pe vremuri era mai simplu, pentru că era garantat că spărgeam stadioane și chiar se dusese vorba, deși eram interziși, spărgeam stadioane. Pe dinăuntru stadionului era poliție și pe din afară stadionului armată, dar stadioanele erau pline. Se dusese vorba, că o face atât de modest, ia numai 10% din încasări. Adică la un jumătate de milioane, noi luam un 50.000, 10.000 la fiecare le-a făcut carnete de cec, da. Aveau 60-70 să-și cumpere mașini, vreau să-și cumpere mașini. Când au auzit de legea 18, că a apărut să legea ilicitul, că noi primam bani așa. Da. Și au băut bani. Eu singur am băgat instalații, am ajuns să avem scule să putem căta pe stadion. Deci în tot sistemul socialist n-a existat o instalație ca a noastră. Atunci, acum am o instalație și mai mare. Dar, cum să spun, cineva ține mâna despre a noastră. Deci noi, interziși fiind, ei câștigând atâția bani, negri, sigur că ne apărau. Până când nu s-a mai putut, turbau, au primit ordine. M-au luat la poliție vreo două săptămâni, m-au frecat. Și au căutat un motiv să mă încuie. Că ai schimbat devize. Zic, uitați-vă la mine, vedeți ceva românesc pe mine. Da, clar, te-am prins, ăsta ești. Stați puțin. Dacă afirmați că știți, înseamnă că știți că prietenele mele din Stockholm, din Amsterdam, din Berlin, mi-aduc tot ce vreau. Am instalațiile cele mai bune. Eu schimb devize la informatorii voștri. Și mi-arată un carnețel așa, unde scria pentru 100 de mărci, făceai 7 ani de pușcărie. Zic, nu, că avem martori. Martori, aduceți-i că mănânc cu pantofi cu tot. Avem 5, îi mănc în fața voastră. Vreo două săptămâni încolo și încolo, înțelegi? Și s-au săturat ei la un moment dat, m-am săturat și eu. Covaci, ai încurcat-o, ai schimbat $1,000. Știau tot? M-a trecut așa un duș. Uite, i-am schimbat $10,000. Zic, ăștia chiar nu știu nimic. Și zic, în clipa asta mă duc, nu mai vreau să fiu român. Nu mai vreau să fiu român. Dacă așa vă purtați cu mine. Au sărit, că te batem, mă omora aia. Omoram și eu vreo doi, că am învățat niște chestii. Dar au sărit călare unii peste alții, șopteau și șopteau, nu știu ce. După o vreme vine unul cu o hârtie. Uite aici, te costă 1,000 de lei. 1,000 de lei, poftim, 1,000 de lei. Am plecat de la poliție fără cetățenie. M-am dus acasă, Marion aia încoace, a venit din Amsterdam cu avionul, ne-am căsătorit și am tăiat-o. Și au zis că au scăpat de Phoenix. Dar m-am întors după jumătate de an cu un camion încărcat cu ajutoare, imediat după cutremur. Cova și ce cauți? Păi am venit să vă ajut. Pentru sinistrați, uite, am cumpărat un camion, l-am încărcat. În 77. Iunie. Am făcut un mic turneu, băieți, veniți să vă dau banii. Că eu plec de data asta, iau și toată instrația. N-a știut nimeni ce am de gând. Nici băieții n-au știut nimeni. Și singurul care a rămas în țară a fost Baniciu, care și-a cerut banii înainte. Zic, mă, nu pot să-ți dau banii acum, vină o mâine. Nu, banii mei, zic, mai rămas vreodată fără bani. Banii mei. Eram în tren, vagon de dormit, plin trenul, lume. Da. I-am dat două cărămizi, dar zic, vină o mâine la întâlnire. Cine n-a venit? Baniciu. Și a rămas o boxă goală. Și în vecini, la maică mea, era o familie de nemți, avea o fată care era în luna 8-a și care urla, ea nu naște în România, ea nu naște în România. Vrei să naște în Germania? He? Așa cum ești, vină încoace. Și am băgat-o în boxa cărătura să fie bănici. Asta nu știam. Deci, asta gravid. Nu știam. Și a ținut legătura cu ea? Nu. Pentru că a fost o chestie nemaipomenită. Între Sârbia și Austria, nu crezi că au apucat o durere? Aoleu. Da. Panică, o chestie. Mă rog, citește-mi cartea și acolo sunt detalii. Volumul 2. Fuga noastră deja începe din volumul 2. Dar, ca să vezi, băieții au avut atâta încredere în mine, înțelegi? Să-i înșurubez în box, există o poziție de yoga și rezistă o vreme. Difuzoarele lipsind, era aer. Maica mea a fost singura care a știut ce vreau să fac, fiind croitoreasă, mi-a pus o pânză neagră în spate de unde am scos difuzoarele, ca dacă bagi lanterna să nu se vadă. Să nu se vadă, da. Și au rezistat băieții până dincolo. Cine a fost pedepsit la întoarcere? Eu. Maica mea a fost tăiată în bucăți și i s-a dat foc în Timișoara. Oh, Doamne, Dumnezeu. Și mi-a spus capitanul poliției, Covaci, vezi că tu ești vizat, tu ești Phoenix, ai dușmani mari.
Am dușmani mari, știu, dar nu mai pot să dau înapoi. Da, tu ești Phoenix și în 2018 Phoenix este din nou merge pe barecate. Merge luminos, pe barecate. Tânăr, cu o formație tânără și luminoasă. Are o strălucire fata asta care cântă la vioară. Măi, se întoarce pe un picior, face așa, sfârlează și cântă mai departe, nu greșește o notă. Eu dacă mă întorc de două ori, nu mai știu unde sunt. Ia uite așa, pe un picior dansează. De cât timp lucrați în formula actuală? Păi, cu Lavinia când Lavinia de, și cu de soțul un an și ceva. Dar soțul ei a venit înainte și, cum să-ți spun, formula actuală are vreo 3 ani buni. Cu un solist vocal credibil, care când deschide gura, îl crezi. Un tip voinic și cu o față în aia de haiduc, de dac. Da, 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 se vede. Se vede, am urmărit câteva filmări și le-am văzut și abia aștept să văd ce ați pregătit pentru turneul care începe în 16, da? În București începe. Deci ne băgăm... Da. Facem un pas în trecut și încercăm să ne aducem aminte de rădăcinile noastre. Deci piesele Phoenix care sunt mai evidente, rădăcinate în folclorul nostru străvechi, prelucrate, sigur, acum mai modern, prezentate și selectate ca lumea, să te simți român, înțelegi? Să vibrezi, să intri în rezonanță cu noi, publicul. Și... încă vom avea și niște invitați care să cânte în folclor. Da. Am cântat cu Cassandra Hausi din Maramureș și la Cocoșii Negri, care e un boce de fapt. Vai, de mine, ce piesă! Aia este piesa mea preferată, ați spus suflet. Am cântat în Maramureș, nu mai știu în ce oraș, dar afară, pe câmp. Da. Mă uitam, curgeau lacrimi la public. Și sună tot mai prost, sună tot mai prost. Zic, ce mama, dar basistul se uită la mine și curgea lui. Și nu mai cânta. Ea cânta, știi? Și la un moment dat aruncă basul și fuge de pe scenă. Emoția. A fugit de pe scenă. Da. N-a rezistat la starea aia. Că noi am făcut un imn din chestia asta. Adică Cocoșii Negri este o piesă pe care eu de fiecare dată când o aud, plâng. Așa este. Și pe voce aranjată și crește și crește. Da. Acolo este sufletul românesc, acolo și acolo. Și vezi, uite, aici e atitudinea mea. Nu stau să bocesc. Eu am făcut un imn din asta. Băi, o moarte așa făceau dacii. O nouă naștere. Mergem mai asta departe. Era. Asta făceau dacii, râdeau la moarte, pentru că știau că se duc spre nemurire. Săpânța. Săpânța, da. Glume. La fiecare cruce există o glumă. Greu pentru noi să ne obișnuim că există viață după viață. Vai de mine. Păi greu. Da, în momentul în care mori, sunt încă toate celulele acolo. Unde e energia aia? Unde s-a dus? Păi acolo. Înțelegi? Acolo se duce. S-a retras înapoi în marea energie. Ce înseamnă acest turneu arhaic, Phoenix? Un efort foarte mare pentru noi, dar... presupun și cu o satisfacție foarte mare. Că în momentul în care intri în rezonanță cu publicul și vezi că vibrează cu tine, mai mare mulțumire nu trebuie. Deci, noi nu cântăm pentru bani, noi cântăm să bucurăm lumea. Vorba aceea neamțului. Că tai alte fraile, deci după alte fraile. Bucurie împărtășită, o bucurie dublă. Da. Deci îți fac dumitale bucurie și dumneata faci celuilalt și te bucuri de bucuria lui și el face celuilalt. Păi dacă toată lumea ar practica asta, pe rai, pe pământ, aici nu-i niciunde, aici, noi nu-l vedem. Fiecare face rău cât poate, zice, Dumnezeu să aibă grijă. Păi Dumnezeu are niște probleme la ora asta, au eu. Unde o să fie primul spectacol? Primul concert va avea loc la... București, la Hard Rock. București, la Hard Rock, exact. Da. Și pe urmă mai sunt câteva prin țară. Lista exactă... Da. Uite, la Pitești, la Hub, la H Club. Da? Aha. Așa. La Constanța, la teatru, da. Pe 18 aveți la Pitești, pe 20 la Constanța, la teatru Oleg Danovski, da. Pe 22 la Brăila, la teatru Maria Filoti. Brăila. Încă. La ce știți? S-au vândut biletele? Merge bine? Habar, nimic. Deci nu mă mai ocup. Există un om care se ocupă de treaba asta. Da. O avem pe Mara care se ocupă și care... și asumă toată răspunderea. Până am plecat din țară, eu făceam și organizare, căram și scule, reparam difuzoare, dar am spus, numai, acum după la întoarcere zic, să avem un colectiv de organizare, nu și prea am, din păcate. Asta e, în afară de Mara, mai există... Încerc acum să mai atrag niște oameni,
Pentru că la ora asta totul se petrece pe sub masă, cu șpăci, cu nu știu ce, și încă. Eu nu vreau. Nu vreau, eu trebuie să am vesta curată. Da, anul ăsta ar fi fost un an extraordinar de bun pentru Phoenix, pentru că suntem în anul centenar și Phoenix este exact ceea ce ar trebui publicului ignorați, român ca să înțeleagă cu adevărat istoria publicul, românilor. Noi asta vrem să întărim și aspirările la română. Și ei s-ar bucura de treaba, ar mulțumi. Dar uite că organizatorii nu... Ați încercat și la, chiar și la Institutul Cultural Român? Sigur că da, de când fac presiune acolo. Peste tot pe planetă, la întâlniri culturale, se trimit din România țigani. N-am nimic împotriva lor, sunt talentați, Dumnezeu le-a dat o sensibilitate deosebită în interpretare. Dar cultura dar lor nu e cultura noastră. Reprezentativ pentru România. Exact, absolut. Cultura lor nu e cultura noastră. Da. Nu ne reprezintă. Da. Pe noi nu ne-a trimis niciodată niciunde. Ne-au chemat italienii la un festival, acum recent. ICR-ul a spus că nu, Phoenix nu e reprezentativ pentru... Da, mi-e deci puțin cam greu să înghit așa ceva. Nu, dragă, e vorba de șpăci, e vorba de niște chestii murdării. Of, Doamne, eu sper totuși ca lucrurile astea să se rezolve și Phoenix, așa cum se reinventează și cum renaște de fiecare dată, să ajungă acolo unde ar trebui să fie. Noi nu ne dăm bătuți. Noi nu ne dăm bătuți și promitem publicului că îi vom bucura și în continuare. Acum lucrez la o piesă, două, mai veselă, pentru că ei încărcați de necazuri, cum sunt astăzi, noi au venim, nevoie și noi de o evadare. Vino țepeș, vino nu știu ce, din astea încărcate. Hai să vorbim puțin și despre proiectul cu Vlad Țepeș. Draga mea, ultimul disc m-a costat 65.000 de euro, pentru că mi-am făcut și formație nouă, când mă părăsiseră trădătorii aia vechi. Și am rămas iară singur, am luat tot de la zero. Am stat o lună la Zuga, o lună la Sinaia, o lună la Mangalia, cu noua formație pe care trebuie să învăț muzică și să învăț piesele noi. Și, pe urmă, studio. N-am avut acești bani. M-am împrumutat de la firma Schenker, mă rog, de la o firmă de asigurări, la Cristian, și mi-au dat banii, dar banii nu pot să-i plătesc, dar plătesc cu tablouri. Eu sunt profesor de arte plastice, și pictez, de fapt, eu sunt chitarist amator, eu sunt profesor de arte plastice. Și cu picturi, uite, îmi achit datoriile. Și astăzi lucrez, mai am acum lucrez tocmai la una. Și, apropo... Aceeași poveste cum, ca și Adrian Berinde. Vreau să-ți arăt, să-ți arăt o chestie. Am un respect formidabil pentru cineva care ne reprezintă și cu care toată țara poate să fie mândră. Simona Halep. Ah, oh, da. I-am făcut un tablou, vreau să-ți-l arăt. Poate o să reușim să-l și vedem. Da. Chiar ți-l arăt, că l-am fotografiat. Și îți spun, asta mă ține, că mai și pictez. Că numai din banii câștigați nu se poate. Da. Adică noi... Și încă un lucru am vrut să te întreb, pentru că ne apropiem de final. Și voi ați cântat și în limba engleză, pentru că a trebuit să cântați. A fost perioada când ați activat în Germania, primii în limba ani, engleză. Primii ani în România deja cântam în engleză. În engleză. Da. Beatles și Rolling Stones și Kings și Birds și mă rog. Și totuși mesajul Phoenix sună cel mai bine limba română. Sigur. Sigur, pentru că este ceea ce simt. Deci eu am 150 de compoziții. Și uite, și fiecare este altcumva. Una nu... Se aseamănă cu cealaltă. Nu, parcă n-au aceeași vibrație textele cântate în limba engleză cu vibrația pe care o au în limba română. Categorie. Deși am și Mica Țiganeadă în engleză, am și Nunta în engleză, am câteva traduse și în engleză. Și parcă și sârbește? Iovano. Da, Iovano. Mie, cum să-ți spun? Aia e o piesă foarte bună. Foarte frumos. Foarte bună. Dar este macedo-român. Mă rog, macedonenii zic că e macedonea, sârbii zic că e sârbă, dar este atât de frumoasă. Și lucrez acum la alta, mai monumentală, Iavore. Da, tot din zona asta a Balcanilor, nu? Oh, da. Oh, excepțional. Poate să reușim să punem, reușești să vezi asta, Bace Silviu? Bace un cablu și poți să o scuze. Da. Așa. Da. De văzut poza, da. Și îmi place folclorul, dar eu îți cânt și grecește, și rusește, cătește rusește. Da. A fost un handicap limba română pentru cântăreții români care au cântat în română și au dorit să acceadă
la Marea Muzică a Lumii. Da, ajuns în Germania cu, total, cu toată formația, ne întrebau ăștia, mă, dar da, ce, ce, ce limbă? Ce spuneți voi acolo? Ce da. Limbă? Că noi nu, nu înțelegem nimic. Zic, latină veche. Și atunci mi-am dat seama că ei n-au nicio vină. Dar, pentru că le plăcea, da. Adică starea emoțională se transmitea, dar nu înțelegeau mesajul. Da. Și atunci am găsit niște băieți buni care să-mi facă texte în limba engleză. Primul basist de la Moody Blues, de exemplu. Da, văzut-o. John Kirkbride mi-a făcut texte. Malcolm Giluzzi, iar basistul de la Ozzy Osbourne, de la Black Sabbath. Și, mă rog, mai alții. Am o gașcă de afară. Și mi-am făcut niște texte foarte frumoase, da, în limba engleză. Dar românul vibrează la, este... la ce-i spui tu românește. Așa e. Și limba are un anumit ritm, are o anumită vibrație, încărcarea asta, consoane, vocale, are o anumită proporție. Se leagă într-un anumit fel. Da, uite, aici fac o foarte, foarte scurtă paranteză. Am cântat și eu destul de mult în Franța și francezii mi-au mulțumit pentru cântecele cântate în limba română, dar explicate puțin în franceză. Și mi-au spus, îți mulțumim că te-ai stăduit să ne explici despre ce cânți, dar nu-i nevoie pentru că limba română este o limbă foarte muzicală, foarte este. Plăcută la auz. Cea mai muzicală limbă, sigur, este italiana. Care are foarte multe vocale și vocale de ei nu trebuie să-și traducă niciodată cântecele. Așa, la, la, la. Da, da. Dar și eu când mi-i sau noi neamărat-o di marina. Însă, da. Limba română este limba de bază. Latina veche este a noastră, de la noi. Da. S-au făcut și franceză, și italiană, și spaniolă, și nu știu ce. Ce da. Unde locuiește Nicu Covacea astăzi? Deci sunt de... din 87... Deci de 40 de ani sunt în Spania. În Spania. Am avut odată noroc în viață, am găsit un colțișor de rai. Imaginează-ți că am ceahlău în spate, păduri de pini împrejur și marea sub nas. Da. Acolo măcar bateriile, vine aici să dau cu băta. Da, o să dai cu chitara la primul concert în data de 16 octombrie. Ne întâlnim cu toții la Hard Rock Cafe să vedem un spectacol arhaic. Mulțumesc tare mult, Nicu Covaci, pentru prezență. A fost o bucurie enormă. Be smart. Be cool. Be fresh. BFM.